Și după ce am început să consum vin, să aleg a consuma vin în defavoarea altor băuturi, la un moment dat, într-o discuție cu mulți ani după, am înțeles, am început să întreb cum să face vinul. De ce? Ok, struguri, dar rozeu cum se face? Să amestec alb cu roșu? Nu. Cum? Păi uite, așa e un proces și tot întrebând, am început să caut mai multe informații. Și adică bei științific, nu... Nu beau științific, da, dar îmi place vinul din perspectiva tehnologică acum, nu neapărat din ai să ne... să bem și să bun. Ne... Și unde le faci? Unde le produci? Păi stai un pic, că până la produs am ajuns să... Na, am terminat horticultură, acum ați dau master, am făcut cursuri de degustare, sunt din astea, da. Ce-ai terminat? Știu că te-am găsit... Inginer, anul 2, sunt horticultură. Toarși inginer. Toarși, în sfârșit. Am și zis că trebuia să vin cu o cămașă cu... sau cu, da, cu o cămașă da. Cu... zi, buzunare, să am și două pixuri, o riglă. Da. Și o bască, nu? Ești enolog? Not yet. Nu există neapărat... Nu există master și facultate enologie pură în România. Faci mai multe. Acum fac un master la horticultură. Deci din toate de facultățile... tehnică și vinificație. Îmi cer iertare. Din toate facultățile, din paleta aceasta mare care există, dumneavoastră v-ați făcut inginer horticultor. Da, e extraordinar. Și exact cu ce se ocupă treaba asta? Adică mergi ca, adică poți, ca în filmele alea, ca în râu, care suie muntele cu tot irașcu. Da, depinde de ce aripă, că știi cum e, ca la medicină. Faci medicină, dar după aia ce faci de la medicină? Și de asta ce subpasiune aveți? Sau... Păi asta este, viticultura. Enologia. E perfect. Da, cam aici vreau să insist și să bat mai în continuare. Dar e și somelier, adică umbli cu... Am făcut și curs de somelierie, da. Umbli cu șorțul, cu... Dacă vreau, pot să umblu cu, da, cu Tastevanu. Ești al nivel, mă! Îmi place, dar Tastevanu e foarte mișto când... Dar nu. Ce-ți place? E... are o... un prieten are o glumă foarte proastă, că m-a mai vedea că am mai participat ca somelier la câteva târguri de vinuri cu anumiți producători. Și de fiecare dată când mă vedea la târgul de vinuri și cu Tastevanu de gât, venea la mine, lua așa și bătea așa cu desfăcătorul și când sun așa, cling, cling, cling. Dar de ce e proastă? Că e bună. E bună, dar nu. Deci stai și cu ceasul ăla de gât așa, cu lacătul ăla sau ce? Da, e un Tastevanu, pe vremuri, rolul lui era de a observa la lumina lumânării, întrucât nu aveai bec LED în 1863, când te trimitea stăpânul tău paharnic, du-te, îndu-mi niște... Aha. Mă rog, îl trimitea pe chelar, că da. Chelarul avea ușile beciului și venea ăla cu vinul și paharnicul bea ca să vadă dacă nu cumva, sau somelierul, da. Dacă nu cumva e otrăvit să nu te ucidă nevasta. Și drăcia aia la gât? Și drăcia aia punea înăuntru vinul și dacă vinul era defect îl vedeai repede și fiind din argint cu anumite otrăvuri de pe vremea respectivă, avea o reacție rapidă și știai, nu bea diud că o să te duci la... Ai petrecut mai mult timp în crame decât pe terenul de sport? Am înțeles, da. Iuhu. Da. Mai departe și ea la gât. Am fost, da, la o cramă, da. Am fost până în Drăgășani, l-am vizitat pe prietenul Oliver Bauer. În Drăgășani. În Drăgășani. N-ai luat tenis. Draga nenii, Drăgășani. Erau tenis nu. În Drăgășani. S-a închis fabrica, ce să faci? Nu se mai fac. Dar schimb viile... Uite, sunt tot așa, mai multe. Așa, bun. Și acum, după aia, ai ce... Dă băut. Da, și am zis că vreau să descoper licoarea asta din mai multe puncte de vedere. Să văd întregul peisaj, dar nu doar... E șmecherie, șmecherie, cu capa este, să-ți faci, adică, vinul tău. Da, este. Deci, e complicat, nu e ușor. Adică, da. Stai numai puțin, că uite, omul n-a venit cu mâna goală. Ia uitați, vedeți, e ca la american, deci nu putem să arătăm, e da. Doar... Exact. Asta ești tu. Da. Da? Poți să știți că o să arăți și eticheta. Da? Nu, că nu scrie nimic. Avem nu, voie. Nu, nu, nu de asta, dar avem voia. Avem, da. Rock? Da. Cum adică rock? Păi gama de vinuri se cheamă, e o gamă muzicală. Dacă am muzica am făcut, am pus muzica, mă rog, tipul de muzică pe care l-am făcut în trecut, pe etichetă. Întrucât știi cum, eticheta și vinul trebuie să spună poveste. Asta spune povestea mea. Și și-a făcut, uitați, a făcut barba din struguri. Da, ăla e logo-ul meu. Bă... Ai făcut sănătate și la mulți ani Sfântul Gheorghe, da, astăzi. Da, la mulți ani Sfântul Gheorghe. Uitați să vezi frumos să închinați. Luați, da, o, luați un buchet mare de flori la Gheorghița, la Gheorghina, la... Da, și luați și vinul ăsta. Da. Da. Și vinul ăsta unde se găsește? Îl găsești în magazine, în lanțul de magazine pe care l-am, da. Nu l-am spus. Și online. Și online pe site-ul... Adică vine curierul la ușă să trebuie să trezi. La domnul Tudoran, da. Două sticluțe să fie primite. Sau trei. La mine pe site, pe tudoran.eu. Stai, ai trei diferite? Nu, am trei, nu, am două etichete în momentul de față, un alb și un roșu. Albul este făcut cu lechința. Ești la cu noi. Dinamo? Nu. Da. Cum alb și... Bun. Un alb și un roșu, vinurile. Nu sunt cu Dinamo. N-am, lasă. Câinii sunt ei cu ei și... Bine. Am înțeles. Am înțeles că nu prea au noroc. Nu, dar în România, mamă, iar am deschis pana. În România te-ai lipit vreodată de vreo echipă, dar să simpatizezi așa sau ceva? Să simți așa ceva? Nimic? Nici echipa națională, cu Gicuță Hagi, cu nimic. Pare rău. Cer scuze. Dacă vrei, poți să plec.
Am înțeles. Dar vă propune de dăim de echipă? Aoleu, am avut din astea. Da? Da, 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 am avut, dar nu. Ții minte că am și acum una. Mi se pare foarte, cum să zic, impropriu să faci un imn, nu știu, no way. La noi? La noi, da. Da, afară când cântă băieții aici, Sevilla, Sevilla, Sevilla. Da, eu nu cred că l-o suna pe, nu știu, hai mă, fă-mi pe Uru, Carrera, Uru, Salor, da, care, sau cineva. Jose, fă-ne mă, da. Cine o melodie. La Bistrița avea okay. Echipă? Echipa avea, da, avea imn? Mai ții, nu ții minte. Habar n-am, nu știu. N-ai fost la niciun meci? Cred că am fost în viața asta odată la Gloria Bistrița. Și ți-e jenă să spui. Nu mi-e jenă, da. Când era vechiul stadion ăla, vechi, și era și vechea echipă, cu și domnul Jean, da. Vechi tot și vechi și dânsul. Da, nu. Deci, da, domnul Jean mai făcea cadou cu vinuri de Lechința. Da. De acolo, da, păi normal. Acolo e polul șmecheriei pe vin? Păi nu e polul șmecheriei, doar că, exact cum ziceam înainte de start, gândește că prin hărțile iosevine pe la Austro-Ungari apare Lechința ca zonă vitivinicolă de unde poți să cumperi vinuri pentru Imperiu pe la 1776. Deci 1776 au descoperit aia vii, adică cineva pusese cu niște ani înainte, că vinul nu-l face azi dacă pui vița de vie, azi mâine scoți vinul, nu, mai aștept niște ani. Deci să bea regiune de 300 de ani. De 300 de ani, da. Și să cumpără vin. Da, harta, exact. Harta Iosefina apărea acolo. Erau vinuri pe care le foloseau și le trimiteau în tot imperiul de acolo, din zonă. Era zonă vitivinicolă dedicată vinurilor albe. E lucrare. E lucrare veche, da. Am înțeles. Sunt foarte multe beciuri, în tot Ardealul sunt beciuri, dar și în zona Bistriței o să găsești în Lechința, de exemplu, beciuri, înscrieri, foarte multe. Uite, de exemplu, pe sportivii mai întreb zine și nouă câte o șoricărie din domeniul tău. De exemplu, fetele la gimnastică mai ascund ciocolata în bârnă, că bârna are două chestii așa, știi, și vreau să vorbesc foarte serios. Înțelegi? Mai dau cu miere și cu șmirghe. Fetele la gimnastică ascund ciocolata în bârnă. Dacă o auzi doar nu te vezi... Dar e foarte pe bure, le-au spus-o gimnaste calificate la Olimpiadă. Zine-o de asta de vin. Da. De exemplu, cât cum bei mult fără să te înveți, sau nu știu. Păi, unul la mână, unul dintre lucrurile foarte bune ale licorii ăsteia vin este faptul că îți lasă controlul. Adică poți să bei și dacă simți că începi ușor să ți se cam urce la cap, poți să-l lași puțin, să înlocuiești să bei apă. Ideal ar fi ca să nu te doară capul. Nu te doare capul de la sulfit sau de la te mirce ingrediente aia vinul, ci pentru că ficatul tău are o enzimă care nu procesează alcoolul, unu, și doi la mână, datorită deshidratării. Când te deshidratezi, se strânge creierul, yeah, și te va durea ulterior. Da? Ideal ar fi, dacă bei un par cu vin, să bei și un par cu apă lângă. Nu amestecat, evident. Sau după. Asta trebuie să faci? Cam asta ar fi idealul. Am înțeles. Dar vreun sport, dar cu sifon, cu astea, nu merge cu apă minerală? Acum, și cum e, există tot felul de adică nu stricăm, discuții. Nu turnăm peste. Strici, normal, da, că strici. Am înțeles, un vin de calitate, nu torn. Exact. Nu torn sifonul ăla de în piață cu apă. Da. Pe de altă parte, odată ce ai cumpărat vinul, poți să-l bei cum vrei tu. Doar că, într-adevăr, la anumite vinuri din o anumită talie în sus, frumos este să înțelegi faptul că cineva s-a ocupat de licoarea aia foarte mult și a avut atenție de la strugure, corect, până la tine în pahar. Poate atenția asta a durat 25 de ani, că poate a stat, ai cules strugurii în 98 sau în 2000, ai vinificat, ai ținut în niște baricuri 3 ani de zile, după care ai ținut la sticlă încă un an și după aia l-ai pus în vânzare. Și tot protocolul ăsta al sticlei, grijă, du-o, ține la întuneric, ține sticla culcată, pune dop de bună calitate, pune ceară, pune nu știu ce. Este un drum atât de lung și e o grijă atât de mare a vinificatorului și a celor care vând acest vin, astfel încât tu să vii să pui altceva deasupra. Este... Te-a prins un picuț așa. A, m-a prins, da. Da. Te-a prins. E ca adică, și cum, și ce, da, ca să te explic, scuze-mă, da, oamenii ăștia care au mașini scumpe cu siglă și cu nu știu ce, e ca și cum ți-ai luat mașina și vine unul și trage așa o cheie pe portieră. Te cam doare. Am înțeles. Așa e și cu vinul ăsta. Te-ai aprins un pic. Adică eu mă gândeam, de exemplu, fiind mare consumator de apă cu întuneric, da, când o desfaci așa, mă gândeam dacă tot procesul ăsta, știi? Că adică cu povestești tu și eu mă gândesc că la ea și pune pastila și dă-i cu... Pune acolo, crema aia, pasta aia, ce pune, cârmâzul ăla, ce e? Nu? Pune apă minerală, sifon, dă-i. Maiale, domnule, maiale. Ei sunt niște stabilizate, niște lucrări, niște elemente pe care cu care tratezi vinul, cu care îngrijești vinul. Ah, ce bine că te-ai prins. Stai, nu cumva să închizi înainte să te abonezi la canal și la notificări. Hai, dă și tu un click aici, jos. Mersi mult.